Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Vom avea astăzi o discuție despre justiție, despre lucrurile ce par a fi cumva în aer în acest moment în justiție, pentru că vorbim despre legile justiției, despre coduri penal, de procedură penală și civil, despre motivele pentru care unii magistrați au protestat în fața Curții de Apel București, dar nu au protestat de pildă în 2009, când se adoptau codurile prin răspundere guvernamentală, adică fără dezbatere în Parlament. Sigur, vom vorbi despre cum ar putea ajunge România să plătească de pildă 100.000 de euro pe zi din cauza neadoptării unei directive a Uniunii Europene privind prezumția de nevinovăție. Dar vom vorbi și despre protocoalele cu SRI, câte sunt de fapt, câte mai sunt în vigoare, dacă mai sunt în vigoare, sau câte au fost reziliate, dacă a fost vreunul reziliat. Îi spun bună seara doamnei Dana Grăbovan, președintele UNJR. Bine ați venit la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitația. Eu mă uit la ultima noastră postare de pe Facebook, care e tot la protocoale, se referă. E din 4 mai postarea. E vorba de protocolul acela CSM-SRI, pe care o să și vedem așa puțin pe ecran ca să ne-l reamintim. Asta spuneați așa, vechiul CSM a predat justiția SRI-ului și și-a compromis rolul constituțional. Aceasta este concluzia pe care o ai după o primă lectură a protocolului dintre CSM și SRI, încheiat în 2012, din care rezultă fără echivoc că CSM a abdicat singur și de bună voie de la rolul său constituțional, predând independența justiției în mâna SRI. În acest protocol, însă, CSM a dat pe tavă tot ce ține de cariera judecătorilor și procurorilor SRI-ului. Asta era vechiul CSM, nu? Da. Actualul ce face? Actualul CSM încearcă, cel puțin așa a dovedit și a început, să facă lumină în această poveste extrem de complicată a protocoalelor secrete încheiate de diverse instituții din justiție. Cred că în urmă cu o lună, dacă nu mă înșel sau chiar mai bine, CSM a luat o serie de măsuri. Ei au cerut tuturor instituțiilor să comunice dacă au sau nu încheiate protocoale, să facă demersuri pentru declasificarea lor. Au făcut adresă și la Inspecția Judiciară, care face verificări pentru a vedea, în ceea ce privește protocolul încheiat cu Parchetul General, în ce măsură a produs efecte în fapt, în dosarele în lucru la parchete. Deci eu am felicitat atunci CSM-ul și în continuare îi încurajez și sper că vor merge până la capăt în acest demers, pentru că este singura șansă de recredibilizare a justiției și de reașezare acesteia pe normalitate. Dar mai în vigoare protocolul ăsta acum când vorbim? Declarativ, președinta Consiliului Superior al Magistraturii a arătat că a fost denunțat acest protocol. Același lucru a fost pus și despre protocolul încheiat de către parchetul de pe lângă Înalta Curte. În mod concret însă, nu a fost făcut public și actul acesta de încheiere, practic, de denunțare. Asta vreau să vă spun. În lipsa unui act contează doar o declarație de denunțare sau e valabil actul semnat? În mod normal ar trebui să fie publicat un act semnat prin care să se arate că au fost încetate efectele protocoalelor și cred că acest lucru este important pentru a se evita. Dar ei nu știu asta? În mod clar. Cei care au denunțat? Cred că știu, dar este bine să li se reamintească. Că pentru a se evita suspiciuni care sunt întemeiate, pentru că vin, iată, pe un trecut din ăsta extrem de nebulos așa, și este bine ca lucrurile să fie clare. Am denunțat un protocol, uitați aici, dovada este semnat cu data încheierii și așa mai departe. Pentru că noi avem două protocole, dar nu avem și actele de denunțare. Nu avem act de denunțare la protocolul cu parchetul. Da, mă gândeam, credeam că avem act de denunțare CSM. La protocolul cu CSM? Ăsta nu le avem publicate. Da, și celălalt este încă în vigoare. Cel cu cyber security. Adică sunt două protocoale încheiate. Dacă au putut fi declasificate ele, protocoalele, actul de denunțare n-ar trebui să fie o problemă. Categoric, cu atât mai mult ar trebui să nu existe problema de publicare a lor. Până la urmă, ce a fost clasificat a fost conținutul protocoalelor în sine. Actul de denunțare este un simplu act prin care se încetează efectele și, repet, este bine, este necesar chiar ca acestea să fie publicate și lucrurile să fie clare din perspectiva asta. A mai existat o discuție uluitoare de-a dreptul. Erau așa un fel de coadă la CSM, n-am știut. E posibil ca nimeni să nu fi știut de aceste protocoale și să fie doar opera președintelui și vicepreședintelui? E posibil așa ceva? E bun cuvântul folosit de dumneavoastră, uluitor. Pentru că, într-adevăr, am început cu domnul Adrian Neacșu și apoi cu domnul Dumbravă și domnul Alexandru Șerban, dacă nu mă înșel. Dânșii au arătat foarte clar că nu au avut cunoștință de semnarea acestui protocol. Bine, sunt 19 membri în Consiliu, nu doar cei trei pe care i-am amintit. Domnul Daniel spune că nu și-aduce aminte, de exemplu. Nu spunea că nu are nici orniz și, prin urmare, dacă nu are orniz, de ce ar fi
fost informat despre protocol. Ok. Da, bun. Oricum, din câte am înțeles, se fac verificări și sub acest aspect, dar în prezent CSM-ul a comunicat domnul Adrian Acciu, dacă nu mă înșel, un răspuns la o cerere făcută pe legea 544, în care a arătat că din cercetările pe care le-au făcut, rezultă că acest protocol nu a fost pe ordinea de zi nici a comisiilor, unde se discuta un prealabil, și nici a plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Și nu e posibil ca într-o instituție are un document să se facă unde? La nivel instituțional trebuie să explice această problemă, pentru că CSM-ul este o instituție a care membrii sigur că se schimbă, dar răspunderea aparține instituției Consiliului Superior al Magistraturii, iar Consiliul Superior al Magistraturii, în componența pe care o are aici, trebuie să lămurească această problemă. A fost semnat acest protocol doar de către președinte și vicepreședinte și ceilalți membri nu aveau cunoștință, sau din potrivă nu, pentru că iată, suntem într-o situație în care, în mod evident, una din părți nu spune adevărul și ambele părți compuneau Consiliul la data respectivă. Să mai pun niște întrebări. Acum, eu inventariz lucrurile pe care încă nu le-am lămurit până în ziua de astăzi. E posibil ca următorii președinți și vicepreședinți ai CSM-ului să nu fi știut? Este puțin probabil. Este puțin probabil pentru că un astfel de document este clasificat și există niște reguli foarte stricte. Există un departament special unde se păstrează documentele clasificate. Există o persoană responsabilă în instituție cu securitatea acestor documente, care este vicepreședintele instituției respective. Adică mă gândesc așa că de la doamna Alina Ghica și doamna Hăineală au mai trecut o conducere exact. Pe acolo. De asta, vicepreședintele, și cred că a fost domnul Bordea următor, vicepreședinte, da. A preluat și funcția aceasta de ofițer de securitate, cred că se numește, da. Cel responsabil cu înscrisurile clasificate din instituția respectivă. Ca atare, dânsul avea cu siguranță acces la documentul respectiv. La fel și președintele Consiliului, mai ales că următorul președinte, bine, a fost doamna Hăineală, care cu siguranță știa de el. Dar, repet, nu vorbim de oameni care pleacă și nu se întâlnesc președintele cu următorul președinte și cu următorul președinte. Este cel puțin ciudat și acest aspect trebuie și el rămurit, pentru că, așa cum am spus, conținutul documentul este de o gravitate care, vă spun sincer, pentru mine, la nivel personal, a fost șocantă. Nu mi-aș fi închipuit vreodată, și cred că sunt puțini judecători în România care s-ar fi gândit, că există un protocol secret încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, organismul care garantează independența justiției și la nivel de sistem și la nivel personal, și Serviciul Român de Informații, care nu are absolut niciun atribut, nici legal, nici constituțional, pe independența judecătorilor. Ce să caute SRI-ul în gestionarea carierei judecătorilor, ce să caute informațiile primite de la SRI în dosarele disciplinare ale judecătorilor, așa cum există un articol stipulat în protocolul articolul respectiv. 5, punctul 4 din articolul 5 zice că în situații de excepție, datele și informațiile transmise de SRI pot fi introduse în dosarele de cercetare ale Consiliului Superior al Magistraturii, numai cu respectarea prevederilor de la liniatele 2 și 3. Tot din protocol, atenție! Da, nu... din protocol care spun că acestea nu vor fi puse la dispoziția terților sau a persoanelor vizate. CSM nu este instanță penală, ea judecă din punct de vedere disciplinar magistrați. Da. Asta înseamnă că sunt magistrați care au fi picat pe SRI și au pățit-o în urma unor informații venite de la SRI? Conform protocolului, exista această posibilitate ca SRI-ul să transmită informații, acestea să fie aduse la cunoștința membrilor CSM sau unora dintre membrii CSM care aveau ordin, dacă vorbim de perioada respectivă, să-și fi format o convingere pe baza lor, fără ca persoana vizată să cunoască conținutul persoana lor. Persoana supusă judecății disciplinare. Sub aspectul disciplinar. Și atunci ajungem la o negare a rolului Consiliului. Pentru că, vedeți, uitați-vă în ultimii ani, de fiecare dată când s-a pus problema răspunderii. Vă dau exemplu acum. Când Ministerul Justiției a vrut să preia inspecția judiciară, ce s-a întâmplat? A fost o mișcare de revoltă și de respingere a ideii generală la nivelul sistemului judiciar, pentru că chestiunile disciplinare sunt văzute ca o garanție a independenței. Corect. Și așa și este. De aceea ne-am opus și noi și toți. Dar aici de ce nu a fost o mișcare echivalentă? Ori, repet, de-aia am spus că de bună voie CSM-ul a predat ceva ce noi, pentru care întreg sistemul lupta de foarte multă vreme. Independența inspecției judiciare și cu atât mai mult atributul de instanță disciplinară este dat Consiliului prin Constituție, tocmai pentru a garanta că nimeni din afara sistemului nu intervine pe cariera judecătorilor și a procurorilor. Ori prin semnarea acestui protocol,
CSM-ul a abdicat pur și simplu de la rolul său constituțional, de la menirea pe care o are. De aceea există CSM-ul. Bă, echivalență. Nimeni n-a protestat în urma protocoalelor, în timp ce ele funcționau, decât după ce toată lumea le-a văzut, au început să apară reacții. În general au fost reacții de nu știu, n-am știut. După aia au fost reacții de protest din partea noastră, din partea unor asociații ale magistraților. De acord. Dar, cum să spun, în momentul în care au vrut să facă secție specială pentru magistrații, care să se ocupe de anchetarea magistraților în caz de... toată lumea a sărit. Păi de ce nu au sărit pentru protocoale? Acum lucrurile sunt mai diferențiate, pentru că noi am sărit pentru protocoale. Săream și în 2009, sigur, dacă știam de existența lor. Mă rog, ăsta e din 2012. Dar se pare că există unele din 2009. Orice câte posibil, sunt sincer, în total, până la urmă? Știe țara asta câte protocoale există? Eu cred că nu. Pentru că uitați-vă, de exemplu, la protocoale încheiate cu un alta curte. Domnul Manda vorbea de un protocol încheiat cu un alta curte, despre care se zicea că sunt chestiuni tehnice. Președinta în alte curți vorbea despre un protocol, ce ar fi reglementat o procedură. Și așa ne-am dat noi seama că sunt cel puțin două. S-a ajuns în spațiu public la o discuție, că până la urmă câte protocoale sunt un protocol, nu sunt două protocoale, s-au trimis scrisori deschise dintr-o parte în alta, dar răspuns tot nu avem. Să știm câte protocoale sunt încheiate cu un alta curte. Da, cu un alta curte mi se pare și mai grav, pentru că noi nu știm să se fi reziliat astea printr-un document, dar cu un alta curte nici nu știm dacă există sau nu, știm doar că se face vorbire care există. De există, există, nu știm câte există. Nu știm câte și există, nu știm ce conțin. Și asta... De aceea este foarte important să se declasifice și aceste protocoale, pentru că altfel, gândiți-vă, orice persoană judecată de în alta curte, pe penal, pe contencios, pe civil, poate să se gândească în mod legitim acum că judecata lui e afectată de un act secret. Are această suspiciune care acum a devenit rezonabilă. Ori, tot vorbeam despre încrederea în justiție, care este o componentă a independenței sale, pentru că ai nevoie ca cetățeanul să creadă în act de judecată pe care îl faci, dacă vrei să-l și respecte pe urmă. Și atunci este esențial ca toate aceste suspiciuni să fie înlăturate. Nu le poți înlătura decât publicând protocoalele respective. Bun, eu m-am întrebat după ce am văzut protocolul ăsta CSM-SRI din 2012 cu articolul acela 5 aliniat 4 cu informațiile care pot face, pot fi introduse în dosarul de cercetare al respectivului magistrat, dacă nu ar fi fost magistrați care au picat pe protocol. Nu știm dacă, dar au fost niște cazuri care ridică semne de întrebare. De pildă, ce vedeți acum pe ecran este domnul George Bălan, fost vicepreședinte CSM. Pe domnul George Bălan l-au luat pentru că a băut o cafea cu Ponta la un moment dat și a picat pe înregistrări. Și vedeți aici practic ce scria DC News în 2014 când a luat prima achitare domnul Bălan. Rechizitoriu, zicea în minuta de achitare, se bazează exclusiv pe interceptările discuțiilor. Vinovăția este stabilită de procuror în urma unei analize pe text. Pronunțarea unei soluții de condamnare trebuie justificată de probe, nu de supoziții. Deci îți dă judecătorul fraza asta, te duci și te culci puțin de nervi, dacă ai fost procuror în dosar. A luat achitare definitivă în 2015, domnul Bălan. N-am cum să nu mă întreb dacă nu cumva o scăpa pe protocol de... Era vicepreședinte CSM. Deci a pierdut funcția respectivă, CSM a fost schimbat în compoziția sa, în urma acțiunii asupra domnului Bălan. Da. Cum e asta? Așa este. Și... cred că domnia sa și-a și dat demisia, nu aș vrea să mă înșel din magistratură, dar cu siguranță această acțiune penală a avut consecințe dramatice în ceea ce privește la nivel personal cariera sa. La nivel de sistem a avut de asemenea consecințe, pentru că, așa cum ați subliniat, dânsul era membru al Consiliului Superior al Magistraturii. A fost suspendat imediat, cred că înainte de a fi trimis în judecată, pe pierderea bunei reputații la data respectivă. Ei, dacă există suspiciuni reale privind săvârșirea unei fapte penale, pe principiu nimeni nu este mai presus de lege, este legitim ca prachetele să înceapă urmărirea penală și trimiterea în judecată, indiferent de cine este vorba. Dar în același timp, acest lucru trebuie făcut cu responsabilitate. Bun, da. Pe probe. Eu constat că nu era nimic aici. Ajungem și acolo, respect. Pe probe. Iar dacă la final hotărârea judecătorească definitivă este de achitare, cu astfel de motivare în care îți spune că practic a fost trimis în judecată pe o poveste, pe o compunere, pe lipsa oricăror probe, este esențial să analiză existe... Analiză de text. Este esențial să existe și nu a existat. Nu a existat. O discuție la nivel de sistem. Adică pentru domnul că, care a instrumentat. Dacă este un caz singular, dacă nivelul de profesionalism al celor din parchetul respectiv este unul scăzut, dacă este o simplă întâmplare...
și așa mai departe, pentru a vedea care sunt cauzele. Nu este admisibil să te prefaci că acest caz nu a existat și nu a fost important. Bun, dar e la pachet și cu mergem... alt domn care a fost membru CSM, Adrian Toninacșu. În aceeași perioadă îi se întâmplă și lui Neacșu. Este, Adrian Toninacșu e avocat acum, dar a fost membru CSM, a aplicat de acolo, a fost achitat pe fond și, pe urmă, condamnat la un an cu suspendare, tot în 2015 se încheia, ca și la Bălan, toată povestea. Când văd că sunt în aceeași perioadă de timp, luați doi membri CSM și acum aflăm că erau și protocoale în vigoare. Bun, cu siguranță, așa cum am spus, eu nu am de unde să știu, nici dumneavoastră, dacă aceste protocoale au avut sau nu vreo legătură. Dar pe suspiciuni se pot naște și acest lucru este în sine extrem de grav. Dar aș merge mai departe, pentru că cazul domnului Bălan nu a fost singular. Au fost alți judecători suspendați din funcție, trimis în judecată, după care instanțele au trimis fie dosarul înapoi la parchet și urmată de clasare, fie achitare, cum a fost în cazul doamnei judecător Bursan și a lotului de 4 judecători. Și atunci, în mod legitim și normal, trebuie făcută o analiză, pentru că constituie mijloace de presiune la adresa judecătorului, când tu îi suspenzi din funcție pe o perioadă îndelungată de timp pe dosare care se dovedesc a fi lipsite de orice probațiune solidă. Bun, îi suspenzi din funcție, dar nu s-a mai întorc în funcție, că întâi îi suspenzi, după care pleacă de tot din funcția respectivă și s-a cam... O parte din ei s-au întors, o parte și-au dat demisia, cei o parte doi la pleacă. Da, așa este. Dar apropo, știți care... Și este numai... puțin, pentru că aș vrea să-mi continui ideea, pentru că lucrurile se leagă de această secție de care povestea și dumneavoastră. Prin proiectul de lege, proiectul de modificare a legilor justiției, una din punctele cele mai importante și mai dezbătute și mai controversate a fost acela al creierii unei secții speciale la nivelul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, așa cum a spus, a fost extrem de contestată și de o parte, de o parte din interiorul magistraturii, extrem de contestată din exterior. Care este rațiunea pentru care, cel puțin asociația pe care o conduc și o parte din... colegii au susținut această secție, exact pornind de la cazurile pe care le aminteam și, repet, sunt multe altele. A fost cazul domnului Tiberiu Nițiu, care tot așa a fost începută cercetarea și a dat demisia din funcția de procuror general. Da. Deci din funcția de procuror general, pentru ca după 2 ani sau 3 să fie dată clasare. Ori noi am spus de fiecare dată, cazurile acestea trebuie verificate temeinic, serios, pentru că este inadmisibil să ai în justiție judecător sau procuror corupt sau care abuzează de funcție, dar trebuie făcute cu celeritate și cu profesionalism, pentru că suspiciunea ce planează asupra lor durează pe întreg procesul. Ori, înlăturându-i din funcție, tu înlături și din dosarele pe care le judecă și trebuie făcută în cazuri serioase. De aceea, un judecător și un procuror poate fi cercetat doar de un procuror care are nivel de grad de curte de apel sau de parchet de pe lângă Înaltă Curte, tocmai pentru că trebuie să ai dovedit un nivel de profesionalism și experiență suficientă. Asta înseamnă suficientă. Că secția asta este compusă din astfel de oameni, cu gradul secția de... respectivă, da, cu grad de cel puțin curte de apel, cu 18 ani vechime în magistratură, fără niciun fel de influență politică, pentru că am exclus și ministrul justiției și președintele, inclusiv de la cel ce va conduce secția, în baza unui interviu și a unei evaluări a activității. Și atunci se va verifica câte rechizitori a avut, ce activitate. Bun, și atunci, de și așa ce mai deranjează? Este o întrebare pertinentă, pentru că nu mai e nici ministru, nu mai e nici președinte. Nu se discută pe fond. E vorba vechimea să deranjeze? Noi avem acum o astfel de secție la nivelul DNA-ului. La nivelul DNA-ului sunt recrutați procurori care pot să aibă grad de judecătorie și o vechime de 6 ani. Și sunt foarte mulți de acest grad. Ori eludând cumva spiritul legii, dacă nu chiar litera ei, acești procurori ajung, iată, să cerceteze judecători de înaltă curte sau de către curte de apel, cu rezultatele pe care le vedeți. Sunt publice, sunt hotărâri definitive ale instanțelor, acum, nu sunt speculații. Acum nu mai sunt doar comunicatele de presă de la data începerii urmăririi penale sau trimiterii în judecată. Sunt hotărârile instanțelor. Sunt hotărârile de instanță. Și atunci, ca o garanție, și a reținut și Curtea Constituțională acest lucru, este o garanție de independență această secție. Nu este nici pe departe o amenințare la independenței. Da, deranjează, după cum se vede. Bun, de ce vă întreb? Și poate că ține tot de discuția cu secția asta. Noi am avut niște achitări de răsune. Dacă am vorbit despre persoane din magistratură, de la CSM, care au pățit lucrurile astea. Acum vedem un tablou al achitărilor venit în ultima lună, practic, care arată cam așa. Un prim-ministru, Victor Ponta, achitat. Lucian Diniță, fost șef al poliției rutiere. Călin Popescu-Tăricianu, președinte al Senatului.
Tony Greblă, judecător la Curtea Constituțională, care și-a pierdut funcția, a fost plimbat în cătușe cu punga aceea pe mână. Corneliu Bârsan și-a pierdut postul la CEDO pentru că a fost urmărită penal soția domniei sale, doamna Gabriela Bârsan, fost șefa secției contencios de la Înalta Curte. Alături de doamna Gabriela Bârsan au mai fost achitate două judecătoare, tot de la secția contencios de la Înalta Curte. L-adăugăm aici pe procurorul general Tiberiu Nițu, n-a mai avut loc pe Wall. Clasare la Tiberiu Nițu, nici măcar n-a mai umblat cu dosarul în instanță. Așa. Și atunci mă întreb dacă face cineva o analiză, pentru că ce vedem aici ar putea să sune și așa, destructurarea unor instituții ale statului degeaba. Că eu asta constat. Deci, Curte Constituțională îi schimb compoziția. În altă curte, o întreagă secție, îi schimb compoziția. Un guvern pleacă, prima etapă a fost asta cu urmărirea penală a premierului. Șef de poliție română, judecătorul, reprezentantul României la CEDO, președintele Senatului s-a ținut tare și nu și-a dat demisia. Era penalul de dimineață până seară și așa mai departe. Astea nu sunt totuși o chestiune care ține și de siguranța națională până la urmă? Este o chestiune care ține de responsabilitatea justiției, în primul rând. Și ar fi o greșeală să negăm acest lucru la nivelul sistemului și să ne prefacem că nu există sau sunt firești. Da, este firesc să existe achitări, de a există justiție. Dar în același timp, exact, când vezi acest val de achitări ce privește persoane importante ale statului care afectează activitatea instituțiilor respective, nu poți să le mai ignori. Pentru că justiția nu funcționează în afara oricărei responsabilități, nu este scutită de obligația de a da socoteală. Iar motivul pentru care, de exemplu, este prevăzut în lege, parchetele trebuie să prezinte un raport în fața Parlamentului prin intermediul Ministrului Justiției, are rațiune exact în această obligație a justiției de a da socoteală în fața cetățenilor, prin intermediul legilor săi. Ne ferim foarte mult și, nu știu, este o reticență a justiției, este o frică din partea acesteia de a-și face astfel de analize mai puțin plăcute. Dacă ați observat, suntem foarte buni la prezentat bilanțuri din astea triumfaliste, cu număr asta mare de dosare. Da. Dar suntem corigenți, aș putea spune, la analizele astea neplăcute, care sunt esențiale dacă vrei să ai un sistem funcțional. Știți câte achitări sunt în ultimile 6 luni? Cel puțin 100. Un număr foarte mare. Pentru că între timp s-au terminat procesele. Așa este. Este un ciclu. Începe acum. Au fost trimiși foarte mult odată în judecat, exact. Și acum încep să vină hotărârile, da, în prima instanță și pe urmă unele dintre ele definitive. Sigur că la cele care nu sunt definitive trebuie să aștepți hotărârea definitivă înainte de a face o analiză pe ele. De acord. Dar această analiză va trebui făcută și este esențial să fie făcută. Cine trebuie să o facă? Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, puteau să o facă și fiecare parchet periodice, în sine. Nu? Da, puteau face și în mod normal trebuiau făcute. Ultima analiză pe soluții se făcea la DNA și la celelalte parchete a fost, cred că, în 2014. Și a fost publicată o astfel de analiză în care ne-a atras atenția faptul că erau criticate hotărârile judecătorești definitive. Deci parchetul nu își verifica, practic, să-și facă o introspecție și să vadă unde a fost culpa sau vulnerabilitatea și ce s-ar putea corecta, ci erau hotărârea este nelegală și netemenică, este contrară probelor. Noi am și sesizat atunci. Adică parchetul era de fapt instanță sau cum? Era un critic al instanței, al unor hotărâri definitive. Și noi am sesizat atunci Consiliul Superior al Magistraturii. Și i-am cerut să verifice acest aspect. Pentru că dacă nu este admisibil să vină o altă putere să spună că o hotărâre definitivă este nelegal, netemenică, pentru că Ansărică ne-a atacată independența, nici cineva din interiorul sistemului, parchetul, nu poate face după acest lucru. Ce ați sesizat? A fost scos anexa respectivă din bilanțul făcut de DNA și nu a mai apărut o astfel de analiză în bilanțul ulterior. Ori problema nu asta era să spui că nu instanțele sunt de vină pentru tot, ci să fii capabil la nivel de instituție să asculți criticile care ți se aduc și să le faci o analiză. Este ceea ce noi spunem în mod constant din 2015 încoace. Orice instituție care nu este criticată, care nu verifică criticile respective, care nu le primește în mod deschis, la un moment dat va claca, indiferent de cine vorbim. Corect. Că este Parlament, că sunt instanțele, că sunt parchetele. Dacă tu ajungi la un nivel de autism în societate și nu mai auzi decât laudele, la un moment dat se va prăbuși. Și din păcate,
Nu cred că societatea românească își permite o justiție prăbușită. Nu, dimpotrivă, din potrivă, are nevoie mai mult ca oricând de o justiție bună, pentru că lucrurile sunt urâte. Dar pentru asta, dacă dorim o justiție puternică, trebuie să acceptăm noi în primul rând. Și cum am cerut în mod public constant, să aflăm tot adevărul, pentru că noi nu știm, practic, care a fost relația și istoricul relațiilor dintre serviciile de informații și justiție din 89 până acum. Exact. Este o ceață totală. Și de acolo trebuie început. Ok, dar și după o pauză scurtă o să revenim, pentru că o să revenim, ca să zic așa, cu texte în mână. Vorbim de 303, de 304, de legile astea ale justiției, care au stârnit patim, proteste și profesionale, unele proteste și civice în piețele țării, pentru că au fost și aici la Cluj, la București, nu mai spun. O să încercăm să discutăm aplicat despre chestiunile astea, că legile încă nu sunt în vigoare, sunt tot contestate la Curtea Constituțională, cred că e a treia oară când trec pe acolo, unele dintre ele. Revenim imediat, rămâneți cu noi. Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest? I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandruci și coșuri de fum. Cu Cemacon construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni
într-o noapte de vineri, o după-amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am revenit la discuția cu doamna Dana Gârbovan. Vreau să abordăm problema asta a legilor justiției. Ele nu sunt încă în vigoare. Au tot fost atacate la Curtea Constituțională. Sunt încă în zona Curții Constituționale. Între timp, în Parlament se întâmplă mișcări de trupe. S-ar putea să se subțieze majoritatea în Camera Decizională. Nu știu dacă mai trec sau nu. Eu vreau să vă întreb un lucru pe care chiar nu asta l-ați semnalat. Și anume spuneați că modificările la 303, la legea 303, dacă intră în vigoare, toate actele secrete care influențează administrarea justiției vor trebui declasificate. O să avem articolul respectiv. O spune Curtea Constituțională, nu o spune. Da, o spune Curtea Constituțională. Asta convine sau nu convine? A fost subiect de atac? Subiect de critică? A fost subiect de critică, sigur. A fost subiect de critică. Da, da, sigur, de două ori. Pentru că de aia s-a și pronunțat Curtea Constituțională pe articolul respectiv, sesizată fiind de către opoziție cu neconstituționalitatea acestui text. Într-o primă variantă, era inclus în articolul respectiv, sunt informații de interes public toate actele privind justiția și mai era trecut și procedurile judiciare. Ori procedurile judiciare, un termen foarte larg, pentru că se referă inclusiv la procesele de divorț cu minori care nu sunt supuse informațiilor de interes public în mod evident. Curtea Constituțională a declarat textul neconstituțional. A fost refăcut în comisie, spunându-se că sunt informații de interes public, actele administrative extrajudiciare, adică cele din afara procesului, dar care afectează procedurile judiciare, okay, adică protocoalele, da, cum ar veni. Iar a fost din nou sesizată Curtea Constituțională cu neconstituționalitatea textului respectiv. Eu am asistat în prima parte și la discuțiile din comisie, unde se tot spunea bine că ar putea să afecteze siguranța națională, că sunt cum chestiuni serviciu. Cum? Administrarea justiției este publică, punct. Și ne-o spune Constituția. Dacă nu ne-o spune, bunul simț spune la urmă. Spune Constituția și spun toate tratatele. Bun, deci a doua oară s-a mers din nou acolo. A doua oară s-a dus din nou la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a spus foarte clar, textul este perfect constituțional, iar dacă intră în vigoare, toate protocoalele trebuie declasificate. Bun, asta ca să înseamnă, fie foarte asta înseamnă deranj, tranșantă. Păi, deranj pentru că noi nu știm câte sunt și s-ar putea ca pe parcursul unor proces, odată ce intră în vigoare lucrurile astea, să trebuiască să fie declasificate. Așa și este firesc să fie dacă... Adică să aflăm indirect. A fost un text propus de noi, de un UNJR în comisie și pe care l-am susținut. Așa că nu poate decât să ne bucure faptul că, iată, Curtea Constituțională a validat susținerile noastre și a tranșat foarte clar această problemă. Este momentul, zic eu, după 30 de ani aproape care ne despart de comunism, să ajungem la o justiție cu adevărat europeană. Dar noi după tot 30 vorbim de ani, cam mult. Cam mult. Cam o generație și un pic sociologic vorbind. Depinde la cât ne raportăm până la urmă. Dar repet, noi tot vorbim de stat de drept. Păi ce înseamnă stat de drept? Ce înseamnă stat de drept? Eu cred că, în primul rând, ar trebui să pornim de la respectarea Constituției. Un stat de drept este un stat în care toată lumea se supune legii, da, iar legea este cea publicată în Monitorul Oficial, votată de Parlament, nu protocolul. Ok, dar atunci, ca să discutăm, că legile astea sunt mai multe ale justiției, unele se referă la carierele magistraților, altele da, se este referă... legea 303. Exact, altele se referă la alte relații... La organizarea judiciară. Exact, și atunci, sigur că... N-are rost să le discutăm pe toate, dar eu să vă întreb trei lucruri esențiale care au făcut și obiectul protestelor, ca să înțeleg ce anume deranjează la legile astea. Ele toți sunt contestate. Se merge pentru a treia oară la Curtea Constituțională cu unele articole. Deranjează răspunderea magistraților? La legea 303 este din nou atacată la Curtea Constituțională, Bun. Și de câte ori poate fi atacată? Că lumea nu mai poate să numere. Adică a mai fost atacată. A fost atacată. Curtea a spus că este neconstituțional. Și s-au refăcut niște lucruri. S-au trimis a fost atacată. Curtea a zis iar. Nu este bine nici așa. Înapoi. La muncă. Okay. S-a refăcut. Este vorba, practic, cea mai dificilă problemă și este cu adevărat sensibilă. Este cea a definirii erorii judiciare, ca ce a rămas în discuție. Okay. Iar curtea are grijă să transmită faptul că o definiție trebuie să fie, pe de o parte, clară. Absolut. Și pe de altă parte, să fie suficient de îngustă, astfel încât să asigure stabilitatea hotărârilor judecătorești. Ori este
este extrem de greu până la urmă să faci o definiție care să fie cuprinzătoare și îngustă în același timp. Și chiar mă uitam pe legislația statelor europene și, sincer vă spun, nu am găsit o definiție a erorii judiciare. Pentru că este lăsată până la urmă, este o jurisprudență și o teorie, așa cum a făcut și Curtea Constituțională, ce este și când apare eroarea judiciară, dar judecătorul este cel care hotărăște, fără să aibă o definiție care, știu eu, cumva îngrădește calificarea unei situații ca fiind sau nu eroare judiciară. Ok, deci asta ar fi o chestiune care a supărat și e încă în discuție, pentru că e contestată la Curtea. Secția Specială de Magistrați? A fost contestată inițial, după ce a fost votată legea 304, Curtea a constatat că este constituțional textul respectiv și a fost din nou atacată de către domnul președinte Iohannis. Legea 304 și printre articolele atacate se numără și această secție, într-adevăr. Cred că mâine se va pronunța Curtea. Domnul președinte a contestat și el, deși fusese contestată și rezolvată problema cu secția, dar mai contestat odată pentru că poate și dânsul să o facă, nu? Dânsul este titular, titular distinct. Sigur că acum urmează să decide mâine Curtea Constituțională cu privire la această problemă. Bun, săptămâna asta Curtea Constituțională mai are o decizie de luat cu revocarea, dacă o luau pe 30 mai. Da, dacă nu revocarea procurorului șef DNA. E vorba de demersul ministrului Justiției. Da. Aia e de văzut, ce o să zică. Curtea n-are rost să o discutăm acum. O să avem o soluție de la Curtea Constituțională. Și chiar nu aș dori să intru în discuție. Câtă vreme se știe că e acolo, vedem soluția curții și eventual comentăm soluția curții dacă mai avea prilejul să o comentăm. Să vedem. Dar până la urmă noi trebuie să înțelegem demersurile astea și cum funcționează o democrație și legile justiției. Bun, o parte dintre ele au fost trimise la curte. Curtea le-a trimis înapoi, corectațiile, pentru că unele texte se suprapun, unele sunt neclare, unele aduc atingere principiilor constituționale. Ăsta e rolul și îl îndeplinește. Deci funcționează. Nu e motiv, ca să zic așa, de o panică absolută. Se discută în comisii, se votează în Parlament, se trimite la Curtea Constituțională, Curtea le trimite înapoi. De pildă, eu urmăream și sigur că mi-era dificil câteodată că existau termeni juridici și nu le știu pe toate. Urmăream pe net. Da, au fost transmise toate dezbaterile. În 2009, în iunie, trecea prin asumarea răspunderii codurile penale. Treceau într-o formă, o să vedem cum. N-au fost proteste, în schimb, acum când legile astea ale justiției se plimbă pe la curte, dă curtea corecții, se întorc, se corectează, se întorc la curte. Deci totul se întâmplă pe proceduri instituționale și se pot urmări în timp real lucrurile astea. Au existat, de pildă, protestele magistraților pe data de 19 mai. Parcă în fața Curții de Apel București, niște magistrați, câteva sute, uitați imaginile, sunt de la Curtea de Apel, au semnat și o rezoluție, zic ei, 1427 de judecători și procurori, rezoluția magistraților români pentru apărarea statului de drept, sună chestia asta, și mi-au atras atenția două pasaje, rezoluția e lungă. Un pasaj spune în felul următor: evoluțiile publice recente cu privire la modificarea legilor justiției, care pun în grav pericol independența justiției și parcursul statului român în cadrul Uniunii Europene și al Consiliului Europei, așa cum au constatat Comisia Europeană și GRECO. Știam, Consiliul Europei altceva de Comisia Europeană. Ok. Faptul că majoritatea covârșitoare a judecătorilor și procurorilor români nu a acceptat proiectele de lege vizând activitatea sistemului judiciar, voința magistraților nefiind luată în considerare, evitându-se orice dialog cu aceștia în cadrul unui veritabil experiment judiciar în lipsa oricăror studii de impact și prognoze. Și așa mai departe. Bun, deci pe de-o parte ei protestează pentru o chestie transparentă. S-a întâmplat transparent. Am văzut, știm în ce etapă ne aflăm. Bun. Dar n-au protestat. 1400, 200. N-au semnat o declarație când au trecut codurile alea penale și acum constatăm că sunt foarte multe articole neconstituționale prin asumare. În iunie 2009. Și legile justiției au trecut tot așa într-o primă formă. Într-o primă formă. Da. Mă refer la legile justiției, nu la coduri. Nu la coduri, da. Când au fost modificate de către Monica Macovei. Această declarație ating și codurile ei. Spun că și alea sunt de transparente. Bun, până la urmă, există o libertate de exprimare la nivelul sistemului judiciar a judecătorilor atunci când vine vorba de probleme ce vizează sistemul judiciar. Până la urmă, este o diferență de abordare, pentru că noi am înțeles că locul dezbaterilor este în Parlament. Și am fost în Parlament
atunci când au fost discutate aceste legi, alături de reprezentanții parchetului general, de reprezentanții DICOT, au fost la un moment dat când se discuta pe legea 304, de reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, și am văzut diferența dintre proiectul care a intrat în Parlament, un proiect extrem de succint, care avea unele probleme punctuale pe răspundere pe inspecția judiciară, și cum acel a ieșit din Parlament. Acel set de principii, de fapt, care nu era un proiect. Acela e altul. E cel al ministrului justiției, care a fost abandonat. L-a trimis în Parlament, dar nu a fost preluat ca atare. A fost preluat punctual și modificat într-o formă mult restrânsă de inițiatorii legislativi. Ei a venit acolo, CSM-ul, de exemplu, cu un proiect propriu. Un proiect extrem de vast, care era la rândul lui rezultatul consultărilor de ani de zile ale CSM-ului cu sistemul judiciar. Și pot să vă spun, de exemplu, că sunt în proiectul CSM-ului chestiuni controversate la nivel de sistem, care n-au fost luate prin unanimitate și au fost contestate și înainte. Pe cele privind, de exemplu, promovarea, creșterea vârstei de promovare, a modalității de evaluare a judecătorilor, acelea au făcut și au strânit discuții în sistem. Deci nu există un consens pe toate, nici măcar pe proiectul pe care CSM și l-a asumat. Ei, okay. Acest proiect a fost discutat, a fost votat în Parlament. UNJR-ul a mers cu un set de propunere, a mers cu un set de propunere, unele dintre ele s-au regăsit în sistem. Separarea carierelor din proiectul respectiv și a contestată de o parte din sistem a fost cerută de către toți președinții de tribunale în vara anului trecut, de către toți președinții curților de apel, și se regăsește ca principiu și apoi ca diverse articole de punere în aplicare în proiectul de modificare a legii 303. Okay. Doamna Gârbovan, la momentul când purtăm această discuție, din codul penal și codul de procedură penală, nu vorbesc de cel civil, pentru că la noi penal e cuvântul cheie, deși procesele civile sunt peste 90% din totalul este cauzelor problemă, din tribunale. Astea penale sunt cam 7%. Din total, cam așa, în jur de 7%. Oricum, majoritatea largă este... interesează penal. Deși tot efortul și toate zilele ți le petreci mai mult în civil. Îți poți pierde casa, îți poți pierde pensia, ai divorțuri, ai... Mă rog, îți schimbă viața un proces de stat civil. Nu trebuie să intri în pușcărie ca să se schimbe viața. Poți să pierzi un proces civil, de pildă. Așa este, nu, fără îndoială. Absolut. E, bun, dar vedem latura asta și atunci eu vă întreb în felul următor. Deci sau făcut în 2009, s-au asumat aceste coduri. Între timp, prin control de constituționalitate, pentru că se ridică excepții în cadrul proceselor prin instanță, am constatat că pică la controlul de constituționalitate pe bandă rulantă articole. Îmi spunea doamna Adina Lupea, parcă aici, îmi spunea că din codul de procedură penală, dacă îl scuturăm așa, cam rămânem cu coperțile în momentul ăsta. Unde erau cei care protestează acum pentru fiecare nuanță? Pentru că în 2009, vă arăt captură hot news, cum se anunțau codurile, în 2009 se spunea în felul următor: guvernul asumă răspunderea pe codurile civil, penal. Emil Boc spune, vom realiza justiția mai rapidă și mai puțin costisitoare. Și domnul Boc spune așa: solicităm votul de încredere al Parlamentului pentru reforma sistemului judiciar. Este vorba de o reformă profundă a sistemului judiciar. Prin aceste coduri vom avea o justiție mai rapidă. Mă rog, etică. Între timp, foarte multe neconstituționale. Câte sunt neconstituționale când purtăm discuția asta? Sinceră să fiu, nu știu. Sunt multe? Sunt multe pe codul de procedură penală, în special. Foarte multe. Eu veste proastă asta. Sunt și texte care pun probleme practice pe codul penal, cu acel spor celebru. Și acolo a fost o corecție din partea Curții Constituționale. Cred că doamna Lupea v-a dat mai multe detalii, pentru că dânsa a văzut ca practician ce înseamnă, lucruri pe care eu le știu din discuțiile cu colegii, care au avut așa, au avut o reformă pe coduri, practic tot codul de procedură penală, codul penal, s-a lucrat pe codul nou imediat intrat în vigoare. După care au venit pe rând decizia ale Curții Constituționale, decizia ale în alte curți. Și spuneau că intră în sală, au codul, un teanc de decizii ale Curții Constituționale, un teanc de decizii ale în alte curți. În vara anului trecut, dacă nu mă înșel, în 2016, doamna ministru Pruna a venit cu o ordonanță de urgență peste noapte, în care a modificat iar semnificativ codul de procedură penală. Nici atunci nu s-a pus problema de dezbatere și așa. Spuneau colegii din penal că s-au trezit cu ordonanța pe masă, în sală. Nu a ieșit nimeni în stradă. Pentru asumare sau pentru modificare prin ordonanță. Acum, când e totul transparent, avem proteste, avem... exprimări publice. Atunci nu. Sigur că sunt chestiuni. Pe când e mai bine? Cu transparență sau fără transparență? Evident că cu transparență și este de dorit, iar CSM participă în aceste comisii, pentru că există o experiență și o cunoaștere
a judecătorilor și a procurorilor, a practicienilor dreptului în general, care e păcat să nu fie pusă în valoare în comisie, pentru că acolo poți să te duci să-ți prezinți argumentele și să le arăți că o soluție legislativă pe care ei o văd într-un anumit fel, în practică produce efecte pe care poate nu le gândești. Nedorite. Da, da. Nedorite și foarte grave. Și, și atunci care e important. Și au experiență în practică, le trebuie văd. Să vom... Le sigur. Văd pentru că le văd altfel. Le văd în consistența lor, da, nu da. Le văd doar teoretic. Și atunci este esențial să mergi în comisie și acolo să spui și acolo să lupți, acolo să te bați cu argumente. Okay, pe da. Soluțiile pe care spui tu afectează independența eu, acum, justiției și mă refer statul la de drept. Proteste, nu mă mai refer la latura civică. Mă refer la latura profesională, pentru că am văzut protestele de acum, profesionale. Atunci, când treceau totul pe mutește, ad hoc, fără dezbatere, era în regulă. Apropo, da. Ca să vă mai dau niște detalii din 2009, poate că timpul șterge amintirile și atunci e bine să le reîmprospătăm. PNL cerea atunci retragerea documentelor și supunerea lor la vot și a unei dezbateri publice. E evident că n-a contat. Acum, bine, era al PNL pe vremea aia, cumva. Iar în 2009 se înființase coaliția Opriți Codurile, formată din 22 de ONG-uri care cerau transparență. S-a mers cu buldozerul, nu au contat. Da, au cerut atunci, studii de impact, transparență. Oricum, da. Codurile au fost modificate pe urmă iar masiv prin legile de punere în aplicare prin Parlament. Da, da, în 2013-2014. La nivel de sistem, a fost un șoc, pur și simplu, pentru că n-au intrat în vigoare doar codurile, s-au modificat și alte legi importante. Se modifică legea salarizării, de exemplu, pentru că eu lucrez pe domeniul acesta, da. Legea pensiilor. De fiecare dată când apare câte o lege unică de salarizare, e, ce să vă spun, un șoc și groază seama, în sistem. Îmi dau seama ce înseamnă în tribunal când vine cineva că aici mi-a scăzut salariul, îi dau în judecată, trebuie să văd. Au fost valuri de litigii din 2009-2010, mii de litigii. Mai aveți resturi de procese de după tăierile alea salariale făcute în vremea domnului Boc când era prim-ministru, că au dat oamenii în judecată, statul. Da, atunci a fost mai un sunt? Val, mai, mai nu sunt, generate mai de acelea neapărat, există, dar a fost un tăvălug. Pentru că ce s-a întâmplat? Din 2009, când a venit legea de salarizare, o discuție mai tehnică, dar cert e că se tot păstra în plată salariul mai vechi. Pe urmă a venit Curtea Constituțională și a spus, știți, până la urmă nu-i firesc ca persoane aflate cu aceeași vechime, pe aceeași funcție, în sistemul bugetar, să fie plătite diferit. Nu-i bine. Nu-i bine, da. Trebuie egalizat la cel mai mare nivel în plată. Pe urmă, o grămadă de probleme, că am ajuns acum să nu știi în mod cert cum se salarizează un funcționar public, un salariat al statului român. Despre asta vorbim. Da. Ori toate aceste probleme, repet, nimeni nu discută. Noi în 2016, când am trimis un memorandum instanțelor și v-ați votat de 80% dintre ele, atrăgeam atenția asupra. Justiția nu înseamnă justiție penală. Justiție nu înseamnă numai dosarele DNA-ului. Justiția înseamnă 3 milioane de dosare anual pe rolul instanțelor. Câte dosare are un judecător? Așa, în medie, acum, în instanțe aici, la Curtea de Apel Cluj, pe cap de judecător. Așa, depinde de instanțe. Sunt instanțele, cele mai aglomerate sunt instanțele de fond, judecătoriile și tribunalele. Sunt judecători care au peste 1000 de hotărâri pronunțate anual. Gândiți-vă că le trebuie toate motivate, trebuie studiate. Am chiar făcut un calcul cu un coleg, că dacă ar fi să lucreze 8 ore pe zi, iar avea cam 2 ore pe dosar. În 2 ore, în care înseamnă și audierile, audierea maturilor, ședința de judecată. Dosarul poate să însemne și 2 roabe, nu? Dosarul poate să însemne și 2 roabe, dosarul poate să însemne și 3 ani, 4 ani de judecată la fond. Ori dacă vrem cu adevărat să vorbim de problemele justiției și să o rupem de demagogie și de populism, acolo sunt problemele reale. Da, dar vedeți că despre asta nu se mai vorbește? Nu se mai vorbește, din păcate. Pentru că, repet, și ajungem iară la exact la aceeași, la profesionalism. Nu degeaba justiția este legată la ochi, surdă și oarbă, cum ar trebui să fie. Să fie departe de zgomotele mulțimii, departe de populism, departe de PR. Nu mai e de mult departe de zgomotele mulțimii, e chiar în prim plan. Din păcate, da. Bun, și o ultimă întrebare, că ne pregătim de încheiere. Așa cum arată lucrurile, sunteți optimistă sau... Prin natura firii, aș putea adică spune că sunt optimistă. Așa cum arată lucrurile în momentul și ăsta. Și da, sunt optimistă. Până la urmă, iată că am aflat de protocoale, au fost publicate, împinge mai departe să aflăm lucrurile până la capăt. Este important că și presa în viața și oamenii... asta, până la pensia a mea, de jurnalist, de pildă, aflăm despre toate protocoalele, credeți? Mai, cred că trebuie să facem fiecare ce putem pe bucățica pe care este să le aflăm. În rest, viitorul vorbea ce nu ne aparține nouă. Dar ce facem? Fiecare dintre noi contează. Mulțumesc mult pentru acest dialog, doamna Dana Gârbovan, președintele UNJR, a fost alături de noi în această seară. Rămâneți cu NCN, vă mulțumesc!
Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient. Velt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorghen pe strada Liviu Reblean 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Velt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moți Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moți Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moți Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Deietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Cu ochii mari la pândă. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. De limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la revoluția din cartea de bucate.
Iubim apa. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu?